transplantat, să știi. Eu vin dintr-o lume care predomină elementul acesta comercial, fără de care promovarea și expunerea nu prea poți exista. Și atunci o să încerc, pentru că asta știu cât de cât, să mă axez pe aceste, pe aceste lucruri în micul meu discurs. Referitor la relația noastră din copilărie, la mine e puțin altfel. Eu am fost coleg cu ei până când am fost mutat în clasa de rebuturi, când eram printre ultimii trei din clasă. Nu e un motiv de mândrie, dar na, asta e realitatea. Am recuperat ceva de-a lungul timpului, dar nu suficient. Bun, revenind la această carte, eu am primit cartea pentru lectură acum nu foarte mult timp și na, e nasol să găsești scuze că nu citești suficient, dar am o viață care îmi permite să citesc destul de puțin. Seara, de obicei, după ce ador copiii și reușești, termin curățenia, mă rog, strâns prin casă și așa mai departe. Bănuiesc că mulți dintre voi cunoașteți această rutină. E felul în care eu cuantific, sau mai bine zis, nu știu, măsor atractivitatea unei cărți, este cât de mult mă gândesc de, pe parcursul zilei la momentul în care vine seara, e liniște și pot să scot cartea și să continui lectura. Repet, nu e o laudă gratuită. În cazul ăsta, Cătălin, am așteptat în fiecare zi să vină seara, să se facă liniște în casă și să pot să citesc. Și vorbim despre o carte care... ăsta e adevărul. Este despre arheologie. Și este paradoxal că citești, aștepți seara să citești o carte despre arheologie. El, instinctiv sau nu, nu-mi dau seama, el nu e suficient de inteligent să nu fie doar instinctiv, ci să fie și premeditat, a reușit să combine o știință arheologie, nu? Sau cu ce, unde se încadrează? Serios, cum e? Există în știință. Bun. El a reușit să vorbească despre o știință în așa fel încât să devină super atractiv. Eu nu m-am gândit în viața mea până la această carte că voi fi interesat de arheologie. Este o carte pe care eu sunt convins că fata mea de 12 ani va vrea să o citească dacă va pune mâna pe ea. Și eu nu înțeleg de ce nu se poate. Părerile unor specialiști din arheologie vor fi diferite de ale mele. Poate, habar n-am să nu fac vreo gafă. Poate un arheolog care va citi această carte va spune, mai e un compromis, nu poți să faci așa ceva, nu știu. Dar eu cred că dacă vei citi această carte, sau dacă ați fi citit-o în frage de copilărie sau în tinerețe, v-ar fi trecut prin cap să vă apucați de arheologie. Asta e un lucru extraordinar. Al doilea lucru pe care eu l-am apreciat foarte mult este că probabil e vârsta. La 42 de ani vorbești despre iubire. A devenit un sentiment atât de desuet și eviți, adică stai puțin om, nu vorbesc despre dragoste, pe bune. Hai să vorbim despre lucruri serioase, despre business, despre habar n-am, planul pe 5 ani și așa mai departe. Coincidența face ca și eu în momentul de față să fiu implicat într-un proiect despre dragoste, redescopere iubirea, un proiect făcut împreună cu soția mea, cu Dana. Și mi se pare mișto că noi doi, la aceeași vârstă, am ajuns să considerăm dragostea, iubirea, un sentiment despre care să vorbim deschis, relativ relaxat, pentru că are destul de multe comentarii acolo în paranteze care denotă oarecare încordare din când în gând. Oricum, e de apreciat. Stai că mi-am mai scris vreo două lucruri. Și mai e ceva care iară trebuie spus. Dragostea a modelat istoria. Și citind această carte îți dai seama că suntem, în momentul în care suntem, noi, oamenii moderni, vorbesc de români, vorbesc de oameni din prezent, din toate punctele de vedere, genetic, social,
economic, politic, în mare parte, datorită unor iubiri, unor îndrăgosteli. Și iar e un lucru pe care eu nu l-am luat în considerare până acum. Că dragostea, evident, Troia, chestii, dar totuși îți dai seama că dragostea ne-a dus în exact locul în care suntem în momentul acesta. Acum, eu am scos niște pasaje, nu-mi dau seama dacă mai avem timp, nu. Nu, nu, oricum era mai bine să nu le citesc. O să-l las pe Cătălin să vorbească și o să vedem dacă mai e cazul să citesc. Încă o dată mulțumesc.